Un bărbat din Botoșani este cercetat penal după ce și-a lovit, chinuit și înfometat calul. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Este un localnic din comuna Vorona care a fost filmat în timp ce lovea calul înhămat la căruță. Sesizați, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor împreună cu un veterinar au găsit calul în stare critică, subnutrit și cu multe leziuni pe corp. Singura soluție a fost să fie luat și dus la un adăpost unde să fie îngrijit de veterinar și să primească hrana de care are nevoie. Proprietarul este cercetat acum pentru rănire și schingiuire animalelor.